Bună, dragi telespectatori! S-ar părea că știm totul despre Republica Moldova. Dar nu e chiar așa. Să știți că eu m-am documentat și am făcut o listă de curiozități interesante despre țărișoara noastră. Să vedem dacă le știați și voi. Cea mai mare mămăligă din lume a fost gătită în satul Porumbeni, raionul Criuleni, în cadrul Festivalului Porumbului. Avea 534 de kilograme, iar la prepararea ei s-au folosit 380 de litri de apă, 150 de kg de făină, 4 kg de sare și 3 kg de unt. Șoseaua Muncești din Chișinău nu e cea mai veche, nici cea mai frumoasă, dar este una dintre cele mai lungi din Europa, măsurând 11,5 km și peste 800 de case situate pe ea. La 20 de kilometri de Chișinău, în localitatea Mileștii Mici, se află cea mai mare colecție de vin din lume. Aici este un adevărat oraș subteran care se întinde pe o lungime de 250 kilometri. Beciul seamănă mai mult cu un labirint cu străzi ce poartă nume ale diferitor tipuri de vin, precum Sauvignon, Cabernet și altele. Pentru a vă deplasa dintr-un colț în altul, veți avea nevoie de un automobil, pe când angajații de acolo folosesc bicicletele. În anul 2005, colecția Cramei a fost inclusă în Cartea Recordurilor Guinness, cu peste 1,5 milioane de sticle de vin. Un alt rezultat pentru care ne putem bucura e faptul că Republica Moldova este recunoscută drept țara în care se mănâncă cele mai multe mere, raportat la numărul de locuitori. 70,9 kg de mere a consumat fiecare cetățean al Republicii Moldova în anul 1998, un record înregistrat de reprezentanții Guinness Book. Cimitirul Sfântul Lazar de pe strada Doina este cel mai mare din sud-estul Europei. A fost deschis în 1966 și are o suprafață de peste 200 de hectare. Pe parcursul ultimii jumătăți de secol, acesta a acumulat 250.000 de morminte, dintre care aproximativ 600 sunt cavouri de familie. Lunar se adaugă aproximativ 450 de morminte. O parte din teritoriul cimitirului aparține guvernului Germaniei, deoarece aici au fost înhumate rămășițele soldaților germani găsite pe teritoriul Republicii Moldova. Faimoasa problemă enunțată de ilustrul matematician francez Henri Poincaré, problema centrului și a focarului, asupra căreia au meditat mai bine de un secol marii matematicieni ai lumii, a fost soluționată la Chișinău de către profesorul universitar, doctor habilitat în științe fizico-matematice, Mihail Popa, și conferențiarul universitar, doctor în științe matematice, Victor Pricop. Daniela Dragan din Republica Moldova a realizat o performanță aeriană de 5 minute la o altitudine de 1090 de metri. Daniela este o parașutistă cu experiență, iar spectacolul a avut loc în Manresa, Spania. Dansul aerian și parașutismul sunt două dintre pasiunile ei ce reprezintă o mare parte din viața ei, a declarat Daniela pentru Guinness World Records. Peștera Emil Racoviță din satul Criva, raionul Briceni, este a treia cea mai mare peșteră de gips din lume și ocupă o suprafață de 51 de hectare. Aceasta se află pe locul 8 în clasamentul mondial al subteranelor gigantice de pe pământ. Cam acestea au fost informațiile curioase pe care le-am găsit eu. Voi ce alte lucruri curioase cunoașteți despre Republica Moldova?